O operațiune de salvare neobișnuită făcută de doi polițiști din județul Mehedinți a fost felicitată de Ministerul Afacerilor Interne din România. Agenții au fost solicitați de o șoferiță să elibereze de sub capota mașinii un pui de pisică. Ministerul Afacerilor Interne face un apel la șoferi să verifice mașinile înainte de a le porni, pentru că deja este sezonul în care pisicuțele care trăiesc pe străzi își caută un adăpost călduros lângă motor. Apelul a fost transmis printr-un mesaj publicat sâmbătă pe contul de Facebook, în care este povestit cazul unei pisicuțe salvate de polițiști de sub capota unui autoturism în Drobeta Turnu Severin. Cosmin și Adrian se aflau în misiune pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnu Severin. Dintr-o parcare, o doamnă le-a ieșit în față și le-a făcut semn să oprească. Aceasta urma să plece cu autoturismul, însă i-a atras atenția miunatul pisicii, care se auzea de sub capota mașinii. Oamenii legii, ascultând cele întâmplate, i-au sărit imediat în ajutor pentru a salva animalul. După câteva minute, puiul de pisică ascuns bine la motor a fost recuperat. Întâmplarea a avut un final de bazm, întrucât animăluțul a fost adoptat de o fetiță, care a asistat la întreaga operațiune de salvare. În sezonul rece, pisicile se refugiază lângă motorul mașinilor și deasupra roților pentru a se proteja de frig, de ploaie sau de ninsoare. În ultimii ani au fost, din păcate, numeroase cazuri în care au fost astfel ucise. Înaintea fiecărei plecări cu autoturismul din curte, este indicat să ridicați capota pentru a vă asigura că vreun animăluț nu s-a ascuns sub capotă.